vă recomand la toți să mergeți în Suedia sau să începeți un pic să ieșiți din, nu neapărat monotonia de a pescui la noi, dar să vedeți cum se pescuiește și în alte țări civilizate. Adică este o diferență colosală, nu neapărat în cantitatea de pește, pentru că nu, să nu înțelegeți greșit, că e la fel de greu de pescuit, este un bazin complet sălbatic, dar să vedeți cum un popor poate să aibă grijă de natura din țara sa. Mergem în Suedia. Mi-am dorit de când era, nici m-am născut, de când îmi dorea să mă duc în Suedia. Mergem după ștuci și o să testăm toate bețelele șmechere de la TEC, care se desfac în două. În sfârșit mi-am găsit și eu niște bețe care se mufează în cotor, nu la mijloc. Cel mai șmecher băiat din Suedia. Bă, de când am visat să ajung în Suedia, Doamne, Doamne. Ia uite ce mișto ăsta, bă. Neața. Neața. Neața, Pișco. Neața. Uite acolo apa, în spate. Bă, uite, 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 uite acolo. Camping, nu, le fac, le trimit la băieți, la mine. E mișto campingul. Asta e casa noastră. Avem vecini din Austria. Scoate din transport. Sper din toată inima să fie întregi. Pare întregi. Bun, e un început. E un început. Este ok, mă. Am dat toată ziua cu bețe care aruncă până în 10 grame, 110 grame, care e țecul Little Big Boss. Deci aici în Suedia, dacă veniți, trebuie neapărat să aveți cam toată gama largă de năluci, pentru că dăm în partea asta, se dă pe apă mică de maxim un metru cu offset-uri și trebuie un băț ușor pe vârf și care să facă față, să fie perfect adaptat greutății nălucii. După care ne mutăm pe praguri, gume de 200 de grame, numai guma. Dacă mai pui și un les de 25-15 grame, ăsta a fost opțiunea mea pentru ieri și am zis că pot să fac față, că mă descurc, că vreau bețe puțin în barcă. Nu e așa. Când ai pus bățul care trebuie, ăsta e final boss-ul care duce până în 220 grame, dar de fapt arunci 300 cu el lejer. Și este, face niște rachetele, adică te bagi în el cumva de 200 tare de tot, bărbătești. Chiar dacă, să spunem că ne alegem un singur băț, poți să arunci cu el, nu arunci ca din topor, dar poți să arunci cu el mult, da? Cu 110-le, să spui că poți să te duci pe o gumă de 150 de grame. Problema este că atunci când tragi guma aia, bățul e deja peste limita lui. Este un pic mai mult îndoit decât trebuie și nu mai reușești să faci o țepare corectă, da? Știu ca când îți dă în el, nu
moaie, nu se înceapă. Ideea să găsească ceva să se înfică în perete. Foarte mișto mufară asta în cotor. Este, adică părerea mea pentru travel, cabețe de travel, eu urăsc mufara aia la jumate. Mi se pare groaznică, mai ales când dăm cu gume din astea mari, pentru că nu faci altceva decât la 5-6 aruncări trebuie să verifici mufarea iar. Se mișcă, asta l-ai pus aici, n-ai treabă. Bazuca e de 1,80 m, ăsta este exact ce trebuie, intrat. Foarte, cea mai mișto mufare. De asta și japonezii și pentru bețele de mare, mufarea asta mă urmă. Project. Lângă bacă. Ai văzut cum a dat? Te stop! Te stop, mă! E mi-tipișă, mă! Poți să fii niciodată? Nu știu cât de mare, dar oricum eu mai...
E mare. E mare, e mare. Este! Băi, dar nu... cum o scot pe asta? Ia uite cum a luat, a băgat-o-i gura ta cu tot. Ei? Și. Bună dimineața, prieteni pescari, m-am întors. Ce să zic, a fost atât de frumos încât a fost parcă debusolant de frumos. Foarte impresionat am fost de bețele astea. Sunt altfel. Și de ce vreau să zic altfel? În afară de faptul că se mufează în cotor și la transport, dacă vreți să plecați afară, o să aveți o mare problemă cu transportul, da? O mare problemă cu transportul. Adică ele toți sunt lungi. Ăsta este, Progercu este de 1,85 m, dar contează foarte mult ca bazuca să nu fie deschisă la maxim. Adică una este să transporti o bazucă care are 1,90 m și alta este să transporti o bazucă care are 2,40 m sau 2,50 m. Bă, nu știu din ce au făcut bățul ăsta, sincer să fiu. Adică blancul e, eu n-am mai văzut până acum așa acțiune la blancul ăsta. Adică este un băț de jerk, dar nu este un băț de jerk clasic. Bețele de jerk clasic erau niște pari, pentru că n-aveai nevoie de, aveai nevoie să acționeze năluca respectivă ca să facă jerk-uri, da? Ăsta este, face chestia asta, da? Dar toate bețele pe care vi le prezint acum și cu care am dat în Suedia sunt bețe absolut universale. Adică este alegerea mea, pentru că m-am dus cu 3. Puteam să mă duc numai cu ăsta, de exemplu, da? Ăsta e un băț cu care am dat, cred că cel mai mult dintre toate. Am dat cu năluci nelestate, deci gume nelestate mici, de 10 cm, deci vorbim de, nu știu, 14-15 grame la aruncare, cu fire mari de știucă, și cu mulete de 300, adică mari, da? Adică un combo care nu e de finețe, dar a reușit să le arunce foarte bine. Înțeapă foarte, foarte bine, driluiește bine, da?
ce să zic, mi-a plăcut. Și un băț care se poate folosi și la noi în țară, plus că acolo ați văzut știucile erau, bine, ce era la noi odată în Delta, dar au fost și știuci foarte multe de 1,5 kg, 2 kg, cu care te distrezi, da? Deci cu bețele astea chiar a fost, se simte tot și drill și tot. Până într-o 100 de grame, Little Big Boss-ul, care de aici, cum vă zic, este mofarea în cotor, pentru a facilita transportul, dar mofarea asta în cotor nu se simte, adică nu este ca la un băț mufat cu spigot la mijloc, da? Unde tot timpul trebuie să verifici dacă s-a demufat, dacă se mișcă, dacă, ca și acțiune, tot așa, foarte, nu este ca un băț clasic de știucă de gumă mare, adică destul de anost, medium fast, cu încărcare de mijloc și clasic pentru gumă. Toate bețele astea noi de la TSEC au acțiune foarte mișto. Adică sunt foarte, foarte bine echilibrate și au acțiune un pic mai de vârf. Da? Adică sunt parcă inspirate din bețele de Bill, da? De Shallow. Super, super, super ușor. Extrem de bine echilibrat, extrem de bine echilibrat, ceea ce la bețele de știucă de gumă mare până acum nu prea am văzut lucrul ăsta, pentru că au nevoie de un vârf gros, face niște înțepări demențiale, se echilibrează bine inclusiv cu mulete de 200, deci cu un curado de 200 sau orice mulete în jur de 200-220 de grame plus fir. Are un mâner lung ca să-l încarci bine, să arunci guma departe. Am scos știucă cu el de 1,5 m fără nicio problemă. Final Boss-ul care duce până în 220 de grame de lansare de gumă. Deci face față fără nicio problemă tuturor gumelor mari care există pe piață. Are o lungime de 2,36, deci tot așa cum o fare în cutor. Toate astea au fost puse în bazuca care avea 1,90 m, da? Asta mi-a plăcut super, super mult. Conic, da? Foarte echilibrat, pot să zic tip light, da? Deci îți ridică un pic vârful, simți că îți ridică vârful, că nu ai nimic în partea din față. Când ai cuplat bățul cu molineta, tot ce ai este atât, da? Nu simți că este lung, asta e ideea. Recomand din toată inima combo ăsta, dacă mergeți după știucă în țări străine. Ce să zic, a fost foarte, foarte frumos. Abia aștept să mă întorc. Data viitoare promit că o să fiu mai echipat, ca să zic așa, cu mai multe cumițe mici. Pentru că acum m-am axat, m-am dus, gata frate, mergem în Suedia. Știuci balastârci cu gume mari cu... Bun, nu e cazul. Se pare că și știuca de acolo este fix ca cea de la noi, cum a fost cea de la noi, imprevizibilă, da? Adică inclusiv pot să vă zic că s-a luat știucă mare la momel de la gume de biban. Să ne vedem cu bine, să fim sănătoși.